De la primele ore ale dimineții, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung, au descins în 11 locații din municipiu. Vizați au fost 6 tineri etnici romi, toți minori, despre care oamenii legii aveau informații că ar fi implicați în mai multe furturi din autoturisme, toate în zona Mușcel. Potrivit anchetatorilor, începând cu luna martie și până în prezent, cei 6 tineri ar fi sustras bunuri și bani din autovehicule, prejudiciul stabilit fiind de aproximativ 15.000 de lei. Aceștia acționau pe timpul nopții urmărind mașinile care erau în zone lătoralnice, forțau încuietoarea și furau cam tot ce găseau în autoturism: bani, portofele, chei, telefoane, tablete, bijuterii și televizoare. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au efectuat 11 percheziții domiciliare la locuințele mai multor persoane bănuite de infracțiuni de furt din autoturisme. După efectuarea activităților au fost recuperate mai multe bunuri, printre care telefoane mobile, documente, bijuterii, precum și bunuri electronice. După administrarea probatorului, urmează ca față de cei în cauză, care sunt minori, să fie dispuse măsuri legale. Cei 6 tineri au ajuns la sediul Poliției Câmpulung pentru audieri. Polițiștii urmăresc acum întreaga activitate infracțională a acestora, fiind bănuiți că ar fi autorii mai multor furturi din municipiu.